Sâmbătă a avut loc cursa omagială București-Giurgiu dedicată împlinirii a 111 ani de la prima competiție automobilistică din România din 22 septembrie 1904, organizată de ACR. La evenimentul omagial au participat pasionați ai autoturismelor Trabant din toată țara. Drumul nostru de astăzi este bine notat și în calendar, și pe hartă, și în sufletul nostru. Se împlinesc 111 ani de la primul raliu București-Giurgiu organizat de Automobil Clubul Român, cel care este părintele nostru al clubului trabantiștilor. Noi avem acest club înființat de 16 ani, dânsii ne-au crescut de când eram mititei și ne-am mai rărit, că fetele care le-am avut în club inițial s-a numit Clubul Trabantiștilor și acum suntem mix. Avem și fete și băieți. Istoricul traseu de acum 111 ani a fost înnobilat cu momentul omagial de la Călugăreni la monumentul Mihai Viteazul, marcând 420 de ani de la cea mai mare victorie a domnitorului țării românești la 23 august 1595 împotriva armatei Imperiului Otoman, care a stopat ofensiva turcilor spre Europa. Radu Cornel, membru al Trabantiștilor din România, spune că autoturismul pe care îl deține este o tradiție de familie. Primul autoturism cu această marcă îl deține încă din anul 1979. Astăzi se împlinesc 111 ani de la primul raliu regal. Toți trabantiștii din organizația noastră ne-am întâlnit astăzi, am venit la Giurgiu, sărbătorim acest eveniment important. Am venit cu bijuteriile noastre, mașină de istorică, să zic așa, mașină de epocă, da? Ținem foarte mult la această mașină și ne mândrim cu ea. Este greu de întreținut un trabant? Nu este greu, mai ales atunci când îl faci cu pasiune și când mașina reprezintă tinerețea pe care ai avut-o și te-a însuțit în viață. Cu prilejul omagial al primei curse auto din România, președintele Automobil Clubului Român a donat muzeului Teohari Antonescu o amplă lucrare monografică numită Cronica Centenarului ACR 1904-2004. O fotografie de la cursa istorică din 1904 pe traseul București-Giurgiu, precum și un portret al prințului George Valentin Bibescu, care a organizat această cursă.